Servus, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Pentru cei care sunteți prima dată aici, sunt Mihai de la canalul iDo. Și astăzi continui seria de tutoriale cum să înregistrezi materiale de pe calculator și cum să le poți publica pe YouTube sau pe alt canal de social media, Facebook sau care mai fie acolo. Primul tutorial din seria asta a fost OBS Studio. Este un soft gratis, foarte ușor de utilizat, prin care poți să înregistrezi tot ce se întâmplă pe ecran. Dacă nu l-ați văzut, aveți link-ul aici, puteți să întrerupeți să-l vedeți sau să îl urmăriți după această prezentare. Ce plângere am avut eu și ce este frumos să se îmbunătățească la o prezentare a unui soft de pe ecran este mouse-ul. Deci mouse-ul de multe ori la o rezoluție mare a ecranului este o chestie mică și dacă te uiți pe ecran nu întotdeauna poți să-l urmărești. Și ar fi frumos ca mouse-ul, cursorul mouse-ului să fie mai vizibil. Și astăzi vă prezint două soluții. Una extrem de simplă, fără nicio durere de cap, prin care pot să fac mouse-ul mai vizibil pe ecran, și alta, un pic mai complicată, care implică instalarea unui soft, dar care îmi permite și niște chestii mai elegante și mai sofisticate. Deci stați aproape că până la sfârșit vă promit că veți ști cum să faceți mouse-ul să fie frumos și vizibil într-o prezentare de pe ecran a unui soft. Acum o să vă arăt ambele variante, o să încep cu cea simplă, fără mult efort. După cum vedeți, pe ecran avem mouse-ul, care este săgeata asta mică albă. Eu o să vă arăt de unde provin setările pentru cursorul mouse-ului. Putem să facem aici căutare, mouse settings. Și acum la mouse settings mi se deschide secțiunea de la mouse și avem additional mouse options. Deci deschidem aici setările adiționale pentru mouse, avem o nouă fereastră și a doua secțiune de aici este pointer. Și aici se vede cum arată mouse-ul meu în diferite ocazii. Dar primul este normal select, este săgetuța asta pe care o vedem noi. Și acum eu am posibilitatea să schimb imaginea la această săgetuță. Și ce am de făcut? Ca să pot să schimb imaginea la cursorul de la mouse, mă duc pe un site care îmi oferă imagini gata făcute. Aveți link-ul în descriere, nu trebuie să-l țineți minte. Deci deschidem site-ul ăsta și aici la a doua secțiune se cheamă Gallery. Ce am de făcut? Trebuie să căutăm aici Highlight Cursor. După cum vedeți, la căutarea asta de Highlight Cursor îmi oferă mai multe variante de imagini pentru cursorul mouse-ului. Pot să-mi aleg una din ele sau mai multe. Luăm acum red, culoarea asta, red highlight cursor și facem download. Ok, putem să păstrăm fără nicio problemă că nu este virus. Și acum deschidem în folder unde mi s-a făcut download și avem red highlight cursor. Copiem imaginea de aici și mergem în C, Windows și avem aici cursors. Și alipim imaginea aici la toate imaginea de cursor pe care le are sistemul Windows. După cum vedeți, ultima imagine este Red Highlight Cursor. Ne întoarcem la setările de la mouse. Și avem aici Additional Mouse, OK. Și la imaginea asta Normal Select avem aici Browse, să căutăm. Iar în ordine alfabetică avem Red Highlight Cursor. Open. Și acum, dacă ne uităm, îi dăm Apply. Și în momentul acesta mouse-ul meu este un cerculeț roșu. Acum, eu ca să pot să folosesc toată treaba asta de aici, salvez schema sub un anumit nume. iDo. Și schema mea se cheamă iDo. Pot să închid. Și acum tot timpul am mouse-ul ăsta de culoare roșie. Dacă vreau să mă întorc la situația anterioară, additional mouse, pointer și nu mai folosesc schema de la iDo, ci folosesc schema implicită de la Windows. Apply. Și acum am mouse-ul normal. La fel mă întorc aici, am iDo, Apply. Și acum folosesc mouse-ul de culoare roșie. Ca să fiu sigur că se vede și când înregistrez de pe ecran cu OBS Studio, deschidem aici softul de OBS Studio, avem aici Display Capture și avem Properties. Și există o mică bif aici. Dacă este bifat aici să captureze și cursorul, mi se vede pe ecran. Dacă este debifat, nu am imaginea cursorului pe ecran. Asta a fost varianta simplă prin care eu pot să schimb imaginea cursorului.
Acum o să vă prezint varianta numărul 2, care este un pic mai complicată pentru că trebuie să instalez un soft, dar îmi oferă mai multe opțiuni și este un pic mai elegantă ca și setări și ca opțiuni. Pentru asta am nevoie să instalez în primul rând un soft și se cheamă AutoHotKey și linkul acesta l-am salvat în descriere ca să-l puteți folosi fără să-l țineți minte. Și acum facem un download la versiunea aceasta. După ce am instalat acel soft, următoarea etapă este să fac download la un script. Am pus linkul la script jos în descriere, nu trebuie să-l țineți minte. Și acum vin și descarc și acest script. Download la script. Am deschis locația unde mi s-a salvat scriptul. Eu l-am mutat acum într-un folder curat ca să nu am probleme cu tot ce am în download și îl rulez. Ca să vedeți cum funcționează, o să anulez prima variantă, asta cu roșu. Deci mergem la mouse, settings, additional și trecem pe varianta implicită a lui Windows. Rulăm scriptul. Și acum spune că trebuie să creeze un fișier de tip ini și spunem OK. În momentul în care mi s-a creat, dacă vă uitați acum, cursorul meu are o aură galbenă în jurul lui, mai mare și care merge după mouse. Ca să vedeți ce opțiuni mi se oferă acum, avem aici jos la icon, săgeata albastră, click dreapta și avem settings. Și acum avem partea de general, tipul de cursor când pornim programul, să fie color sau poate să fie o imagine, după cum vedeți, sau să fie un focus. Cum vreau să-mi arate când pornește aplicația. Deci este bine cum îmi arată acum. Mai avem partea asta de highlight settings. Putem să mărim cursorul să fie mai mare sau poate să fie mai mic, cât vă place vouă. Sau opacitatea, poate să fie de 50 sau poate să fie de 300, cu cât e mai opac, cu atât nu se vede mouse-ul. O lăsăm la 150 că se vede bine. Pot în același timp să schimb culoarea, deci pot să-mi iau o culoare de roșu. Și acum am mouse-ul cu roșu. Sau orice altă culoare care îmi place mie. Pot să iau albastru, OK. Și pot să am mouse-ul acum cu culoare albastră. Putem să schimbăm aici când facem la mouse click dreapta sau stânga. Și pot să-mi selectez ce anume și cum să arate la fel. Pot să activez și să-mi arate alte culori. La click dreapta sau la click stânga este la fel. Pot să adaug la cursor o imagine dacă vreau, dacă nu vreau să fie cum este acum, dar pe mine nu mă deranjează, o lăsăm ca imagine. Partea asta de focus, dacă aveți un anumit text care vreți să iasă în evidență, trecem din general pe focus și acum la focus settings puteți să măriți imaginea dacă se vede. Putem să mărim focusul, vedeți și mai mult, pot să schimb culoarea și așa mai departe. Revin la setarea care îmi place mie cel mai mult, asta cu cursorul cu aură. Cam astea sunt setările care pot să le fac pentru varianta numărul 2. După cum vedeți, o trebuie să instalez o aplicație, AutoHotKey-ul, și am rulat un script care mi-a deschis un fișier care îmi ține minte toate setările pe care le fac în fișierul ăsta ini. Dacă vreau să nu mai folosesc sub nicio variantă versiunea numărul 2, nu mai am nevoie de ea, venim aici, dăm exit la cursor, nu mai am nimica, dezactivez AutoHotKey-ul și șterg tot ce am în partea asta. Și cu astea am revenit la starea inițială a Windows-ului. Dragii mei, cam astea sunt cele două variante pe care am vrut să vi le prezint. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și vi se pare util, dați un like, împărtășiți cu prietenii și cu colegii voștri, poate vor să folosească și opțiunile astea. Și nu uitați să vă abonați pentru că va urma prezentări de editare de video. Am materialele, mi le-am făcut, dar mai am o bâlbă, mai vreau să schimb ceva și atunci vă prezint câteva soluții de editare video la materialele pe care le aveți deja înregistrate. Vă doresc zile minunate și mult spor la treabă în online. Ciao, pa!